Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. Vă propun în minutele următoare să descoperiți cum se completează un formular de reclamație. Cu toții aveți calitate de consumator de bunuri și servicii și din această postură trebuie să vă cunoașteți drepturile și responsabilitățile. Drepturile de consumator sunt protejate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Această instituție pune la dispoziția tuturor un instrument online unde putem să dovedim că suntem un consumator avizat. Site-ul de pe ecran reclamații.anpc.ro este site-ul unde puteți completa o reclamație în format online. Haideți să descoperim cum trebuie să procedăm. În primul și în primul rând, trebuie spus că înainte de a depune o reclamație online, suntem rugați să ne adresăm un scris operatorului economic ce nu a respectat unul dintre drepturile consumatorilor. Apoi accesăm formularul online. După cum observați, sunt necesare completarea datelor personale, apoi date despre comerciant sau operator economic, data achiziționării, modalitatea cumpărării, apoi ce fel de produse sau bunuri sau servicii am achiziționat, apoi detalii cu privire la aspectele reclamate, dovada adresării operatorului și, bineînțeles, pretențiile fiecăruia în parte. Ni se cere să încărcăm factură, bon, chitanță, contract sau certificat de garanție sau dovada adresării operatorului și apoi apăsăm butonul Trimiteți reclamație. Nu uitați nici aceste patru sfaturi, foarte importante, mai ales pentru adolescenți. Vă doresc mult succes și aveți mare grijă!